Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Adelin Ochișor și iată, mă aflu pe Calea Giulești să vedem cum decur lucrările. Bună ziua, cine sunteți? Aici, domnule. Bună ziua, sunt inginerul Angel Salivă și sunt șeful lucrărilor de aici din zonă. Uite, domnule, de aici, eu sunt coordonatorul lucrărilor de aici de asfaltare, mă numesc Apolodor din Dăbulen. Deci, domnule, noi aici realizăm o terasare compartimentată pe baza planurilor tectonice anuale. Uite, domnule, de aici că nu facem așa ceva, domnule, să vă zic că deci facem o elevație necompactată pe baza faptului că vine niște covori asfaltici să-l punem deasupra și avem și două rânduri de astea borduri. Ce covori asfaltici? Bine că nu pui mocheta asfaltică. Auzi, dar ia antemăsurători ai și volumetrie 3D cumva ai? Auzi, domnule, dar matale fezabilitate ai? Da BBE-ul, da CTE-ul, da MLE4-ul ai? Le ai pe astea toate? A? Nu, domne, n-am decât AC cu 3D. Și ce dacă? Nu mă interesează. Domnilor, domnilor, nu înțeleg nimic, să-l întrebăm pe domnul. Bună ziua, cine sunteți și ce faceți aici, mă scuzați? Cine eu-s? Îs Michelangelo Bona, noche șef la echipa de lucrări, cine? Aia ți-a mami. Aș vrea, dacă se poate, aș vrea... Du-te-mă, mamaie, băiești, mă, să o ajute careva să traversează! Auziți, sunteți șef de echipă, dar echipa unde? Echipa? Păi azi ce zi? Îi Mercur, nu? Îi la meci în tribună, că și așa n-avem materiale! Hai, cum doamne n-ai materiale, că mă și enervez? Te-a trimis acum două săptămâni și pietriș și nisip te-a trimis! Ce pietriș, domnule, ce pietriș, dar până la urmă și ciment am trimis, am trimis și fier beton! Ați trimis, domnule, ați trimis așa, e corect lumea, că cimentul când deschidea fiecare sac, venea vântul și lua, ferul ăla rujinea așa subit și nisipul era de la mișcător și se scufunda, se ducea la fund. Bun, bun, dar pietrișul? Pietrișul? Ești bolând, taci din gură cu pietrișul, că azi se săptămână cu sărbător și cine pune mâna pe piatră, primul crapă de piatră. Bună ziua, a spus cineva crucea de piatră? Dați-mi voie să mă prezint, mă numesc Grațian Șpirocheanu și vreau să-i reclam pe tâmpiți, pe nenorociți ăștia care au distrus trotuarul pentru că am dat faliment și nu mai am nimic de băgat în gură. Vă rog frumos dacă să mă ajutați. Dacă ești virgin, atunci e o piatră în dar gură. Dar desimțindu-le copiii mei, mă urmă, oameni! Auziți, aveți copii? Nu, dragă, dar mă strădui, dar nu înțeleg aluzia. Nu mă supărați. Vreau să-ți spun și eu ceva aici. Du-te, mă, mama, ești bolândă, ce vrei să plantezi flori și pomii aici pe Berner și lasă că îți faci! Doamnul Michelangelo, dar până la urmă, unde sunt? Ce asfaltare, domnule, de betonare? Nu ți-a zis că am aici betonare de la primărie? Unde stă caietul de sarcini? N-ai caiet de sarcini? De la partid, ca și dumneavoastră. Știți că și eu am caiet de sarcini, dar rup foile. Nu, adică... Stați un pic, de la ce partid? Bă, domnule, de la PNL. Dai ba, de la PD, domnule, pleacă, domnule, de aici cu Patriciu al tău. Auzi, băi, du-te tu cu ai tăi cu aia de la mizil, de fac asfaltări și pun deasupra. Alo, alo, vedeți că tot pe vremea PSD-ului era mai bine, că tot să mai făcea ceva. Așa, domnul reporter, ei să lupe ciorace, rupe ciolanul ăla în două și li se rupe celor. Vă promit, vă promit, cu mine nu mi se rupe, vă promit. Cam atât de la aceste lucrări din București. Da, știu, mai vrei să te trec strada, nu? Nu, dați-mi așa, dați-mi. Eu vreau să spun că ăsta e terenul meu, mi l-au retrocedat și-l vreau înapoi. Eu dăm așa, vreau să pun aici o grădină cu pom, cireș, prun, măr, păr... Dacă îi cu litijul am plecat la meci, pa, pa! Terenul meu, ăsta. Doamne, dar n-aveți cumva nevoie de un avocat de la PD? Auzi, babaie, nu vrei să-l vizi, că am eu pomul la PNL, vrea să-l ia. Doamne, am o rugăminte mare la dumneavoastră. Vreau să vă spun un lucru. Vreau să-mi schimb sexul și vreau să ne căsătorim. Vă rog, domne, care are nevoie de avocat, domne. Hai, mamaie. Pe care de terenul meu? Pe care?